Capitolul 18. Isaac este făgăduit încă o dată. Domnul i s-a arătat la stejarii lui Mamre pe când Avraam ședea la ușa cortului în timpul zădufului zilei. Avraam a ridicat ochii și s-a uitat și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii tăi, nu trece rogute pe lângă robul tău. Îngăduie să se aducă puțină apă ca să vi se spele picioarele și odihniți-vă sub copacul acesta. Am să mă duc să iau o bucată de pâine ca să prindeți la inimă și după aceea vă veți vedea de drum, căci pentru aceasta treceți pe lângă robul vostru. Fă cum ai zis, i-au răspuns ei. Avram s-a dus repede în cort la Sara și a zis, ia repede trei măsuri de făină albă, frământă și făturte. Și Avram a alergat la vite, a luat un vițel tânăr și bun și l-a dat unei slugi să-l gătească în grabă. Apoi a luat unt și lapte împreună cu vițelul pe care îl gătise și l-a pus înaintea lor. El însuși a stătut lângă ei sub copac și le-a slujit până ce au mâncat. Atunci ei i-au zis, Unde este nevastăta Sara?" Uite-o în cort," a răspuns el, unul dintre ei a zis, La anul pe vremea aceasta mă voi întoarce negreșit la tine și iată că Sara, nevastăta, va avea un fiu." Sara asculta la ușa cortului care era înapoi a lui. Avram și Sara erau bătrâni, înaintați în vârstă, și Sara nu-i mai venea rânduia la femeilor. Sara a râs în sine zicând, Acum, când am îmbătrânit să mai am pofte?" Domnul meu bărbatul de asemenea este bătrân. Domnul a zis lui Avraam, pentru ce a râs Sara zicând, cu adevărat să mai pot avea copil eu care sunt bătrână? Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul, pe vremea aceasta, mă voi întoarce la tine și Sara va avea un fiu. Sara a tăgăduit și a zis, n-am râs, căci a fost frică. Dar el a zis, ba da, ai râs! Avram mijlocește pentru Sodoma. Bărbații aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Sodoma. Avram a plecat cu ei să-i petreacă. Atunci Domnul a zis: Să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic, și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avraam ce i-a făgăduit. Și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit, și păcatul lor, într-adevăr, este nespus de greu. De aceea mă voi pogorâ acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine. Și dacă nu va fi așa, voi ști. Bărbații aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma, dar Avraam stătea tot înaintea Domnului. Avraam s-a apropiat și a zis, Vei nimici tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni. Îi vei nimici oare și pe ei și nu vei ierta locul acela din pricina celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul ei? Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă ca cel rău, departe de tine așa ceva. Departe de tine. Cel ce judecă tot Pământul nu va face oare dreptate? Și Domnul a zis. Dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni buni în mijlocul cetății, voi ierta tot locul acela din pricina lor. Avraam a luat din nou cuvântul și a zis: Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf și cenușă. Poate că din 50 de oameni buni vor lipsi 5. Pentru cinci vei nimici tu oare toată cetatea? Și Domnul a zis: nu voi nimici dacă voi găsi în ea 45 de oameni buni. Avram i-a vorbit mai departe și a zis, poate că se vor găsi în ea numai 40 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 40. Avram a zis, să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai 30 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici dacă voi găsi în ea treizeci de oameni buni. Avram a zis, iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului. Poate că se vor găsi în ea numai douăzeci de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei douăzeci. Avram a zis, să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai zece oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei zece oameni buni. După ce a isprăvit de vorbit lui Avram, Domnul a plecat. Și Avram s-a întors la locuința lui.